Accidentul s-a petrecut marți dimineața la Priseaca, în județul Dâmbovița. Din primele cercetări se pare că șoferul autoturismului nu a acordat prioritate de trecere mopedului și a intrat în coliziune cu acesta. Din impact, șoferul motoscuterului a fost rănit și a avut nevoie de îngrijirile medicilor. Testat cu alcool -testul, șoferul mopedului a prezentat o alcoolemie de 0,03 la mie în aerul expirat. Polițiștii l-au lăsat fără dreptul de a conduce. Șoferul autoturismului s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.